Ne doare capul. Păi te vorbesc încă vreo 6 luni. Deci că ai fost căsătorit. Păi vă vorbesc și eu și mă ascultați pe mine, că vă povestesc 4-5 luni. Păi stai aici, că vreo 6 luni mai vorbim, este vreo problemă? Nu-ți convine, votează-mă în gală, mulțumesc. Mă ascultați și pe mine. După fata ciocul tău, vreau să-l pup că-mi place rău. Despre altceva, dacă... Dar mai schimbă băiatul, frate. Fata mea, mai schimbă omul. Omul bun noroc nu are să fie om, e lucru mare. Eu am toate mesajele, eu le pot arăta oricând. Așa și, ce mesaje? Păi da, ce-am vorbit și ți-am explicat destul de clar și cred că am fost destul de clară. Dacă tu ai ajuns la concluzia asta, foarte bine, nu mai avem ce discuta, la revedere. La revedere, la revedere, vezi tale tale și eu tale mele. Bine, te rog să mă votezi în gală și acum, ca să nu mai fi nervoasă, du-te și faci ceva de mâncare. Viața mea e minunată de când am luat, ce bijuterie în casă Dumnezeu mi-a dat. Diferența. Da, chiar fac diferența. O împinge așa de parcă zici că mamă s-a acum a venit la emisiune leșinat după tine și nu, eu nu mai puteam. Nu, hai că n-am ce discută cu tine. Pe ce sunt astea, mă? Auzi, Turcu, lasă ironiile astea. Hai, bă, du-te, fugi tare, vezi că nu-ți merg astea cu mine. Lasă vrăjeala asta, Ela. Ai gândit-o bine în weekend? Ca să te legi. Ela, tu le gândești înainte, le dau pe loc. Ușor că trebuie să-i zburca, nu și supărați că pita nu... Zi pe rău acum. Am luat eu cămașă să fiu asortat. Că tu nu prea ai treabă cu stilul ăsta, ce-ai zis să... Ai zis să-mi testez un nou stil vestimentar, așa. Pe jumătate, că e roz. Bra, frumos acum. Sunt frumos, ce față am de gigolo. Mor femeile pe mine, ce mișto. Pentru mine? Da. Da, răspuns sincer, da, te rog. Ia să auzim. Am observat, nu știu, zilele trecute că, nu știu, probabil i-ai dat un inel lui Ligi și din coincidență la fel mi-ai dat și mie, nu știu cum să zic. Ne faci cadouri la fel? Am bani de mă enervează, le-am dat la dușman boală de nu se mai tratează. Am bani, am bani de îi cântăresc, nu mai stau să-i număr că mă plictisesc. Dar eu am vrut să lămuresc toată asta, că nu i-am spăbăiat. Da. După dată și atâta. Păi am dat că am vrut să vorbesc cu eu. La urechi vorbesc, după difuzor cu camera lui. Am vrut să audă. Bă, mă auzi? Nu-l băga, fată, nu-l băga. Cum auzi ce zic aici, odată zic. Odată zic. Ai grijă ce faci și ce vrăjel bagi aici cu tovarășii mei. M-am născut să fiu fenomenal, să n-am niciun adversar, că sunt fenomenal, mă. Că m-am dus și că bă, caut eu atenția oamenilor și așa mai departe. Bă, am astăzi să scurgea rujul din gură. Poftim? Poftim? Nu poftim că să pleacă rujul. N-are ce să mi se plece, îmi pare rău. Poate hai, vezi de treaba ta, nu mai căuta vrăjeală cu mine, că ești o fată sau ce-și dat cu ultimul cal, ai înțeles? Te pup, nu intra în discuții cu mine. Nu mă pup tu pe mine, că trebuie să ai valoare să mă pup, ai înțeles? Nici 2 lei n-ai valoare, nici câte valoarea ta o pot cumpăra cu o monedă falsă. Da, ești foarte fals și nu mă face să-mi dau drumul la gură aici. Cu tot, în tot, ești foarte fals. Eu cred că te lasă, cred că te roade rodul tot. Am bărbat fotomodel, mor femeile doia, îl iubesc ca disperata, n-aș vrea să-mi-l fure. Da, Răzvan, tocmai ce a zis că a venit pentru Ligi. Pentru Ligi ai venit? Pentru Ligi am venit. Tu tot pentru Ligi? E greu, băiatul meu. Are domnule și are valoare, n-ai ce să-i faci. Că ce? Nu, să aflu mai multe. Nu să mă afli mai multe, că nu ofreze nimeni. M-ai înțeles? Dar vorba că vreau să fii cum a fost tu te crezi, șmecher complic mai multe femei. Știi să te dezamăgezi cu un bărbat adevărat. Știi să păstrezi o femeie lângă el. Orice. M-am avut femeie o mie toată viața mea. Cine poate să-mi spună mie ce e dragostea? Zi, fată, ce ai zis? Ce? Zi, ce ai zis ca să... A, ce-am zis eu mai devreme? Da, Filip. Vorbeam aici cu Andreea. Ce vreți, mă? Voi nu mă haliți, dar mă discutați. Vi se umflă mușchii când mă criticați. Păi foarte bine, asumă ce nu mai dai aici. Victimă să fii și tu, pentru că... victimă aici. Înțelegi că nu ești nicio victimă și păi ești chiar o femeie, victimă, ești o viperă. Sunt o femeie normală, pur și simplu. Ești o viperă. Tu n-ai nicio limită, ai sânge de viperă. Ai sânge de viperă. Am întrebat și pentru oameni din jurul meu, că eu știu de fapt ce se întâmplă în jurul tău și în inima ta. Aoleu. În inima ta e doar Roxana. Ai vorbit, Turcu? Cum? Ai vorbit cu băiatul ăsta. Dar pe tine cine te-a băgat în seamă? Îmi respect valoarea care sus mă ține. Nu
ai mâncat o banană. Măi, Piruit, tu mereu ceri de la mine, n-am nevoie eu nevoie. Da, dă și mie banană. Telefonul ăsta știi că face poze și singur. Vai, strigă iubita mea, vai ce groasă e banana ta. O să ne asumăm relația și o să vezi că nu o să mai se întâmple chestia asta. Îmi cer mie o chestie... Ea e imposibilă. Nu, e, la mine nimic nu e imposibil. Dan, sunt ca un tan. Nu mă dobor, băiatul e blindat. Să te dai cu capul, să te dai cu capul. Adică dacă toți oamenii de lângă tine văd situația că e nașpa. Cine a fost, tu le puțin? Cine, eu? Eu sunt Nelson Mondialul. Mă cunoaște tot Arardealul. Iancu mă ridic, era Iancu m-a ridicat, știu eu că, nu cred cum să se comporte cu mine. Ce da, pentru că dacă ar fi vreo... Da. Exact. Da, nu există. Adică de-aia am și eu semnele mele în întrebare. Poate dar te-a plăcut, dar o văzut și în tine ceva. E? O să fac unul pentru mine. Necurat.